Eu lucram la spital și aveam ștampilă, buletin în geantă și mi s-a furat geanta cu totul. Cu totul. Cu totul. Și cum ați procedat imediat? Am fost la poliție, am făcut plângere și s-a rezolvat. Ați recuperat? Da. Banii nu. Dar ștampila și parafa, că aveam și parafă, da. Acestei doamne i s-a furat geanta cu totul. A avut noroc și și-a recuperat o parte din lucruri. Obiectele de valoare însă au rămas pierdute pentru totdeauna. Astfel de cazuri au devenit tot mai frecvente în ultimul an. În primele 6 luni ale anului 2014, pe raza județului Dâmbovița, au fost înregistrate 35 de furturi din buzunare, poșete și genți, cu 9 fapte mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2013. Polițiștii efectuează periodic campanii de informare a cetățenilor pentru prevenirea acestui gen de fapte, precum și desfășurarea de activități specifice în vederea tragerii la răspundere a autorilor și diminuării numărului de furturi de poșete, genți și buzunari. Numărul de furturi este însă de 10 de ori mai mare față de datele raportate de poliție. Asta pentru că mulți oameni ori nu mai au timp să depună plângere, ori nu mai cred că poliția este în stare să rezolve ceva. La noi te omoară birocrația. Până te duci, trebuie să depui plângere și o să spună, știi... Hoții sunt adevărați maestri în arta buzunăritului. De obicei, acționează în grup pentru a reuși să distragă atenția victimei. În timp ce unul creează o diversiune, alții se ocupă de sustragerea obiectelor de valoare din buzunare sau genți. Victima nici nu-și dă seama ce s-a întâmplat. Vine pe lângă tine la un moment când nu ești atent, gata, te-a furat. Locurile publice și aglomerate unde... Nu îți dai seama foarte ușor când se apropie cineva suspect de tine. Hoții își fac veacul de obicei prin piețe, magazine sau mijloace de transport în comun. În aceste zone, oamenii sunt sfătuiți să-și păstreze gențile aproape de corp și să-și țină portofelele în buzunare interioare.